Pensiile mici și cheltuielile mai mari din acest sezon fac tot mai multe persoane în vârstă din Prahova să apeleze la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor pentru a împrumuta bani. Astfel, potrivit reprezentanților instituției, numărul de împrumuturi acordate în această perioadă a crescut simțitor. Am început să mărească numărul de împrumuturi, în medie de 70 numai la oraș, plus cele de la filială. Lumea a început să solicite împrumuturi chiar cu sume mai mari. 4.000-5.000 de lei solicită lumea pentru aprovizionarea de toamnă. Motivele care îi determină pe pensionari să apeleze la un credit sunt dintre cele mai diverse, însă cei mai mulți vârstnici stau cu gândul la cheltuielile mari pe care vor fi nevoiți să le suporte în sezonul rece. O să fie mai greu când o să începem cu gazele, cu plata gazelor. Acolo o să meargă mult, că ne-am pus centrală și... Dar, cum să zic, facem economie pe timpul verii și... Ne facem rezerve pentru iarnă. Mai mult de 10 milioane n-am luat, sau chiar 5. Și pentru ce aveți nevoie? Păi, pentru strictul necesar, pentru întreținere, pentru strictul necesar. Alții sunt însă încrezători că vor ieși și din această iarnă cu bine. O să vă descurcați la iarnă cu banii? Da, dacă ești gospodar, te descurci. Sunt pensionară, dar mă descurc. Vestea bună pentru pensionari este că începând cu data de 1 noiembrie vom putea împrumuta sume mai mari de bani de la CR. Plafonul maxim de împrumut va crește de la 15.000 de lei la 20.000, sumă rambursabilă în 36 de rate.